Neața, ziua 3, la terasă, tabla, șipca, le aveți pe amândouă în cadru, ciocan pregătit. Am luat un ciocan de ăsta care e de jumătate de kil, cred, am dat vreo 18 lei, dar are și prețul pe el. Și ne pregătim de pasul important pentru terasă, și anume să punem tabla, acoperișul, dar trebuie să punem și... să facem o structură. E prima oară când fac structura de asta. Eu sunt obișnuit tată ca la capă vechi. Bă, ai pus grinzile la acoperiș sau ai pus ceva pe acoperiș, direct tabla tată. Dar acum nu mai facem așa. Sperăm că pisica ne iartă de data asta, că pentru că pe vlogul trecut ne-a rupt. Așadar și prin urmare, greci aveau comerț pe mare. Uță și cu goguleață, Uță are ajutorul meu astăzi la filmat și să vă arăt mai mult ca mine. Bă, și ați văzut pe vlogul ăla cât de rupt eram. Să și vede ce am muncit, dar contează că e aici. E și goguleață care lucrează de acasă astăzi, dar ne ajută și pe noi. Uite, s-a dus astăzi cu mașina lui la Dedeman. Am ceva cu Dedeman. Le cumpăram numai de la Dedeman, dar acum am schimbat la Hornbach, că îți pare că e mai ieftin și mai promptitudinos. S-au dus acum să cumpere floare, că vrem să înlocuim floarea, cum v-am zis, și să ia și niște corniere de alea, sau cum dracule zice, margine de aia de acoperiș. Tubulare avem, șurube avem. Primul pas acum, pentru că sunt singur, o să mă urc sus pe balcon, mă urc pe clădire, pun camera într-un colț și mă apuc să pun șipcile. Eu nu am mai pus niciodată, încă o dată vă zic, dar am înțeles că nu e așa de greu și am o idee, ca să nu mă chinui foarte mult. Am șipcă de 3 metri. O să o pun, de-a lungul, gen prima oară trebuie să le pun așa, vertical. Și dacă e nevoie de tăiat, tai cu șoricelul de sus toate la nivel. Adică le montezi direct și le tai după aia. În schimb, lateralele nu le mai fac așa, o să le tai de jos. Dar am nevoie și de băieți, că vreau să dau curățușca. O să vedeți și voi ce facem. Apăsați voi butonul de like, subscribe dacă ești pentru mine prima oară pe acest canal. Și nu uita un comentariu, că m-a ajutat super mult să-mi indexez YouTube-ul ca lumea acolo. Haideți să-i dăm drumul la treabă.
Dar așa arată până acum. Mă duc jos să mă iau. Că sigur, singur, pentru că sunt singur, mă duc jos să mă iau două șipci, să mi le urc sus, le pun pe alte și după aia începe partea mai grea puțin, pentru că trebuie date linii, tăiate din ele, și anume să punem orizontalele. Let's go. Când e singur, te înveți. Am dus jos. Le-am desfăcut pe toate, le-am pus așa. Și mi le iau eu și mi le urc sus. Let's go. Așa arată după ce am pus traversele, adică gen cele verticale. Și acum bine, aici le-am pus cât de cât la nivel. Acolo mai trebuie să tăiate puțin. Am cum să le tai și acum urmează cele orizontale. Mamă, cad apele de pe mine în cauce. Bun, deci, fiți atenți. Trebuie să tăiem, pentru că eu am 5 metri și aproape 6, 5 metri 50 așa. Traversele alea, ca să pice ca lumea, gen șipcile așa, trebuie să tăiate. Așa că o să tăiem vreo 4 bucăți de jos, la aceeași măsură, mergem sus, le punem și vedem după aia. Ha 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 ha.
doar 3. Ce zidești? Ce zidești, tată, după gata. Du-i paleți de aia, de drași pe ea. Ia ăsta. Bun, ce să-mi dai? Un capac. Un capac. Un capac. Un capac. Ia uite-l, bă, că l-a găsit. Pacac. Un capac de jgheabă. Cupă cu capac, capac, cupă. Aha. Hai să facem teste, că... La final este destui. Auzi? Da. Să pun asta aici, să o prind. Care și-o căuta. Bă, și-o duc să vină asta, mă. Bă, la asta nu te-i în gură fain. Nu te-i asta, bă. Autolia! Fresh from the shower. Hamas. Fresh from the shower. Where's the baby powder? Let's with baby powder. Aș vrea să-l prind pe tot. Păi nu. Dar-l prind. Dar oricum o să-l dau jos ca să bag următoarele. Ce? Și acum, ca să-ți răspund și la întrebarea ta, acum am băgat cu foarte puțin mai jos niște cârlige, ca să ducă un pic așa. Dar nu mă interesează pe mine panta în bolovoc, că nimic, nu-i nimic în bolovoc în casa asta. Așa. Mufă. Cred că l-am salutat pe vecinoasă de 4 ori. De fiecare dată când l-am văzut, l-am salutat. Eu am zis, salut. Da, da, asta vrei? Da, muf. Bravo, ia, da, frumos, da. Chiar mi-a plăcut asta, da. Se plici pe ta? Trebuie tăiat. Da, mă, băieți, deci nu mai avem, conform planului, trebuie să mergem să punem tabla. Dar am scos, am pus floarea asta. Și acum facem teste pe burlan. Cum ar veni, cum e pus, am băgat niște țâmbrușe. Asta se mufează greu, da. Răspuns corect. Da, pierd. Da. Facem așa. Hai, da, pot. Goguleță! Aha, iau asta. Ce de asta? Păi știu că... Ce crezi că-s prost, da? Nu mă
Nu, mă. Ce, mă, ce are? Blind când le dau. Și tot le numeresc. Eu aud că i-am făcut testul. Așa. Acum. Mergem la următoare. Închele la copiii mei. Ale. Mă uitam de ce nu a luat-o aia. Uite asta. Nu v-am mai filmat mult, pentru că mai avem o zi, ne-am prelungit cu o zi. Am greșit la tablă. Mai trebuie luată niște tablă, că am încercat noi să tăiem tabla aia de acolo, not ok. Și așa că trebuie să mai luăm încă 5 foi de tablă. Cheltuială în plus, dar mai bine facem așa, o petrecem mai mult să iasă ca lumea. Asta ești un balcon, să vede că e fix acoperit aici. Nu am pus-o final, am prins doar acolo. Unde văd că are o burtă acum, că nu am prins-o. Acum am făcut calculul la geaba aici. Cred că o să vă lăsăm pentru astăzi. Pentru ziua 3. Astăzi e o zi mai așa, mă îndeva mai mult. Mă uită la berea aia, poate beau cu berea. Mâine ziua 4 terminăm tot acoperișul și cu geaburile. Și rămâne după asta să zidim. Dar am văzut astăzi 13 milioane un palet de ăla de beceau. Nu știu cât e dracu de mare era, dar mă rog, nu o să mai fac cu OSB, că mă rup pe OSB, așa că o să zidesc. Să zidim tot spatele, toată asta, mai trebuie niște grinde băgate. Avem treabă de făcut. Cam atât pentru astăzi. Pupă, fratele, uitați, apăsați butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal și un comentariu că mă aștept super, super mult acolo. Ne vedem în ziua 4.